cei mai talentați elevi din România au venit în acest weekend în București pentru a participa la cea de-a 11-a ediție a Festivalului de Teatru pentru Copii și Adolescenți Mark Twain. În cele două zile de festival s-au perindat pe această scenă 437 de copii. Am avut trupe din Prahova, ba ediția aceasta din Vrancea au fost trei trupe. Avem niște copii foarte talentați, nu sunt doar frumoși și buni ca orice copil, sunt minunați, nu am decât cuvinte de laudă. Festivalul de teatru Mark Twain pentru copii și adolescenți este unul dintre cele mai vechi și ample proiecte culturale organizate în România. Anual sunt selectate aproximativ 50 de școli din toată țara, care să concureze pe scenele teatrului pentru copii Ion Creangă sau ale teatrului Lipscani.